Marți, 5 aprilie, în intervalul orar 7-9, polițiștii rutieri au desfășurat în municipiul Zalău o acțiune pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, dar și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Aproape 130 de sancțiuni au fost aplicate. Timp de două ore, opt polițiști de la serviciul rutier, șase de la biroul rutier și cinci de la biroul de ordine publică au fost prezenți în trafic, scopul fiind acela de a preveni și combate principalele cauze generatoare de accidente rutiere. În județul sălaș, principalele cauze generatoare de accidente rutiere sunt nerespectarea regimului legal de viteză, pătrunderea pe sensul opus de circulație și nerespectarea regulilor de circulație de către pietoni. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 127 de sancțiuni, dintre care 29 pentru neutilizarea centurii de siguranță, 18 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 11 au fost aplicate pentru nesemnalizarea la schimbarea direcției de mers, 6 sancțiuni fiind aplicate pietonilor, o sancțiune pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice, iar diferența au făcut obiectul altor abateri de la normele rutiere. De asemenea, polițiștii au reținut în vederea suspendării un permis de conducere pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice. Totodată a fost constatată și o infracțiune de conducere sub influența substanțelor psihoactive. La activitate, polițiștii au fost sprijiniți de jandarmi în cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Sălaj. Circulați cu atenție, respectați regulile de circulație rutieră. Pentru a nu deveni victimele unor accidente de circulație, polițiștii sălăjeni le recomandă conducătorilor auto să respecte regimul legal de viteză să nu se angajeze în depășiri riscante, să nu conducă dacă sunt obosiți sau au consumat băuturi alcoolice ori se află sub influența unor substanțe psihoactive și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren. De asemenea, pietonilor le recomandă să circule numai pe trotuare, iar în lipsa acestora pe potecile laterale ale drumului public, să nu traverseze strada prin fața sau prin spatele autovehiculelor oprite în stații, iar atunci când traversează trecerile pentru pietoni, să se asigure că acest lucru poate fi efectuat în condiții de siguranță. La data de 5 aprilie, ora 7 și 25 de minute, un tânăr din Salaj a fost oprit în trafic în timp ce conducea autoturismul pe bulevardul Mihai Viteazul. Testarea cu aparatul TRACTEST a evidențiat prezența unor substanțe psihoactive. Conducătorul auto a fost condus la spital pentru o recoltare de probe biologice în vederea determinării cantității de substanțe psihoactive din organism. Cercetările sunt continuate de polițiștii serviciului rutier pentru infracțiunea de conducere sub influența unor substanțe psihoactive. În jurul orei 8, un bărbat din Cluj a fost depistat în timp ce conducea autoturismul pe strada Porolisum. Testarea cu alcool testul a indicat o valoare de 0,03 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost sancționat și a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile.